Ploile abundente din noaptea trecută au inundat nu doar străzile capitale, dar și trolei buzele. Un bărbat a fost nevoit să-și ridice picioarele pe balustradă pentru a se feri de apa care a făcut lac în transportul public. Strada Albișoara din capitală s-a transformat într-un adevărat râu din cauza ploilor puternice. O ambulanță cu trei medici în ea a fost cuprinsă de ape. Mai mulți salvatori au intervenit pentru a scoate persoanele din mașină. În municipiul Chișinău, pentru deblocarea autovehiculelor blocate după ploaia torențială și efectuarea lucrărilor de pompare apei, au fost antrenate 24 de echipaje cu un efectiv de 103 salvatori, astfel pe strada Albișoara din capitala angajației GSU au intervenit pentru a tracta din apă un autobuz de rută cu peste 20 de pasageri. Tot aici angajații GSU au venit în ajutorul unui echipaj de medici care a rămas blocat în apă într-o ambulanță cu o femeie însărcinată. Salvatorii au evacuat femeia într-un loc sigur, viața acesteia fiind în afara oricărui pericol. Totodată salvatorii au evacuat din ambulanța echipamentul specializat de prim ajutor inclusiv la. Totodată, pompierii au fost solicitați pentru efectuarea lucrărilor de depompare a apei pe străzile Gheorghe Madan, Braniști, Columna, Moara Roșie, Dimitri Cantemir, Kiev din municipiul Chișinău. În urma rafalelor de vânt, salvatorii au intervenit pentru defrișarea copacilor căzuți în raionul Criulen. În total, la momentul actual, pentru gestionarea situației în urma precipitațiilor abundente, sunt antrenate 28 de echipaje de intervenție din cadrul inspectoratului, cu 115 salvatori și pompieri.